Au înflorit în grădină de 4 ori mai multe garofițe decât margarete. Câte flori de fiecare fel sunt, dacă numărul margaretelor este cu 9 mai mic decât numărul garofițelor? Analizând datele problemei, putem să scriem și noi schematic că în grădină sunt de 4 ori mai multe garofițe decât margarete. Iată, numărul garofițelor este de 4 ori mai mare decât numărul margaretelor. Mai știm că numărul margaretelor este cu 9 mai mic decât numărul garofițelor. Iată, numărul margaretelor este egal cu numărul garofițelor minus 9. Ce trebuie să aflăm? Câte flori de fiecare fel sunt? Câte garofițe, câte margarete? Dacă observăm cu atenție și în acest caz cunoaștem raportul dintre numărul garofițelor și numărul margaretelor, câtul este 4. Mai știm că diferența dintre numărul garofițelor și numărul margaretelor este 9. Garofițele sunt cu 9 mai multe sau margaretele cu 9 mai puține. Putem spune că problema aceasta este o altă problemă tip, se numește problemă de diferență și raport și se rezolvă prin metoda grafică, prin metoda reprezentării, prin segmente a numerelor necunoscute. Nu știm nici numărul margaretelor, nici numărul garofițelor, de aceea le vom reprezenta grafic, cu ajutorul segmentelor. Iată, numărul margaretelor, să văd și eu unul și unul, îl reprezint printr-un segment de o lungime oarecare. Nu-i cunosc valoarea. Știu că numărul margaretelor este mai mic decât numărul garofițelor cu 9. De asemenea, știu că numărul garofițelor este de 4 ori mai mare decât numărul margaretelor, ceea ce înseamnă că pentru a reprezenta grafic garofițele, va trebui să desenez 4 segmente egale cu cel prin care am reprezentat numărul margaretelor. Iată, de 4 ori mai mare. O dată, două ori, de trei ori, de patru ori. Știm de asemenea că margaretele sunt cu 9 mai puține decât garofițele. Unde poate să fie 9? Această diferență înseamnă de fapt cu cât depășește numărul garofițelor numărul margaretelor și este această porțiune. Iată, diferența este 9. Observăm că în desenul nostru avem numai segmente egale, sunt părți egale și ne va fi ușor să calculăm. Pentru a afla câte părți egale reprezintă această diferență 9, va trebui să facem și noi diferența părților. Iată, garofițele cuprind 4 părți, iar margaretele o singură parte, diferența părților fiind 4 minus 1. 4 minus 1 este egal cu 3. Sunt 3 părți egale este diferența. Iată că cele 3 părți egale reprezintă împreună numărul 9. Cum pot afla o singură parte? Prin operația de împărțire. Adică 9 împărțit la 3 este egal cu 3. 3 reprezintă o singură parte, adică numărul margaretelor. Sunt 3 margarete. Cum pot afla acum numărul garofițelor? Din ambele relații, în care doresc eu, știu că garofițele sunt de 4 ori mai multe decât margaretele. Pot să scriu 4 ori 3 este egal cu 12. Sunt garofițele. Cum aș mai putea afla numărul garofițelor? Păi, garofițele sunt cu 9 mai multe decât margaretele, ceea ce înseamnă că dacă lui 3 îi adaug 9, voi obține numărul garofițelor, adică tot 12. Și în felul acesta m-am putut și verifica.